7 ori au ieșit, deci la grămada de compost, care s-o cam dus, așa, ei s-o redus foarte mult, au ieșit roșii. Noi am avut, am trecut roșii pe aici și nu le-am cules, ci drept. Stau și de nebune. Vai, dar ce e aici? Mamă! A, e unde a fost, fix unde a fost compostul. Au, Doamne, asta e un fel de buruiană roșie. Trebuie că las teci coapis aici. Ce tare sunt. Vai, dar ce bun e. Mama mea, ce te chinui să li copilești? Da. Mai, dar ce fain e. Ia uite-le. Deci roșii șerii. Mamă! Ai mai găsit? Stai la că... Păi, dar ce tare. Mamă! De cea mai bună calitate. Ia să vedem. E pitestate. Zic, nu sunt cele mai dulci, cele mai așa, dar sunt bune. Bine, cele mai bune sunt că-s gratis, adică... Astea chiar sunt roșii gratis. Mai lipsi câteva zile. Din nou culegem roșii. Mamă, dar vezi mai încolo. Stai că am văzut niște roșii oare. De toate e sprava. Am acum să-ți aduc. Stai o leacă. O, dar asta e... Mama, aici trebuie să vii. Asta pleznește de coapticii. Și mai sunt aici, în zona asta, la altă. Treaba-i bună. Am dat drumul la irigații din nou prin picurare, că au fost călduți. Și i-au lipsit câteva zile. O să mai trebuiască copilite, dar azi nu am chef. Nu am chef azi. Nu am chef azi. N-am chef de copilit. Este o junglă de roșii. Bine, și de paianjeni. Oleu. Mamă. Da-na-na-na. Merge bine la fete aici, în seara. M-am înghiat o roșioară pe cap. Deci m-am înghiat roșioară pe cap. Adică așa sunt roșiile acum. S-au de ciudat, cred că se spart undeva când o tans. Da, curge undeva. Asta se vede cum se aude când... Curge aer. Aici ai și hard. Să vedem ce se întâmplă, doctore. Nu, mai sus. Zică-l-o-ca. Asta e nasol cu mulciu, că nu-l mai vezi. Nu-i greu de găsit. Eu îl simt, îl aud. Aha, te-am prins, maică. Te-am prins. O conduc pe spartă. Și mă bucur că așa cum cine știe ce am găsit aici. O comoară. Da, asta la vreo 2 mai au gestat. Încă nu e momentul lor. Aici burieni, peste burieni, peste burieni. Sunt la ele acasă. Ceva. Ne dați ori nu ne dați fasole fără cârnați. Ne dați, ne dați. Nimic. Cred că după ploaia cu... Hai că am găsit o fasoluță. Da, 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 da. Pe tine am să te mănânc așa. Stai că aveau 1000 de nu cumeșcă. Dulceagă, faină. Merge și un salat așa. Când e micuță, fresh. Gustoasă, foarte gustoasă. Bine, asta dacă sunteți obișnuiți cu cruditățile, că altfel o să-i spară ceva foarte ciudat. Da, porumbul l-am pus târziu ori, că a fost plecată. M-a prins Ionii cu el nepus. Asta că am trebuie terminate toate, depus toate răsadurile. Depus până la începutul lunii iunie.
dar am avut dor de ducă și da. Cum trebuie să-mi asum decizia? Sunt mama. Am cadou până acum. Astea sunt foarte faine, așa că nu nici și proaspete. El îmi dau ori la cuptor, ori la air fryer cu un pic de ulei. Stai așa, ca un fel de wedges. Un pic de sare și un pic de boia de ardei și ies senzaționale. Cu tot cu coaja, nici măcar nu mai obosesc să scot coaja. Și se face și repede. Un sfert de ori, gata. Am mai găsit un jalapeno mic. Ăsta iuti! Mustră și la ieșire! Avem aici floricele. Promițător. Te-am văzut! Credeai că-mi scape așa ușor. Încă un umbiculeș. Asta cred că deja trece. Nu stai bun pentru semințe. Am mai strâns din semințe, dar le-am pus poate la un loc la ăștia aici. Oricum, și când îi seamăn tot așa la grămadă, le pun nu știu mai bag capul. Aici am pus răsaduri cu trei surori. Am completat locurile libere de rândul ăsta. Asta nu prea merge pus din răsaduri așa. Asta crește mai greu. De reținut pe viitor. Mă mai gândesc cum refac povestea. Am încercat și o șmecherie, dar nu știu. Mi-a ieșit parțial. Fasolă cu zucchini. Tot din răsadurile cu trei surori. Am mai încercat acum cu răsadurile de pentru toamnă. Mai încercat niște combinații, mai ales pentru grădina pădurii. Eu atâta. Sticluța. Cu viață. Prinde viață. Prind. Pac. Tic. Mititel. Tic. Cred că tot mănânc așa. Cred că e utilă și partea asta de pământ, de bălegar, de fapt, că mi-am pus aici bălegar. Mamă, ce fain și aromat. Așa cu știe să țin. Noroc e pădurea aproape. This is the good shit. Wow. Deci aici, pe rândul ăsta, sunt mai multe tipuri de morcoveasă. Paris din nu știu care, Nanet 2, tot fel de nebuni. Bineînțeles, toate bio, fiindcă mie îmi pică, dacă nu sunt bio, acolo. Și bineînțeles, nu util. Sunt fată fină. Mamă, ce bun. Da, chiar ai fost păcat să-l trag la tigaiu. Mai am depus mulci din belșug. Grădina pădurei. Ce lamburian. Dar știu sigur că plantuțile or să o ducă bine, după experiența de an trecut, mai ales că anul ăsta a plouat destul de binișor. Ăsta e un dovleac, tot așa pusă din răsadurile cu trei surori. Uite, ăsta e prea târziu. Întâi l-am pus prin zona, cred că, după jumătatea lui iunie. Too late. Da, așa restrângem intervalul în care poate fi plantat. Am făcut răsaduri, n-am vrut să mă risc, știam că e seșetă și a fost secetă în luna mai, chiar serioasă. Și n-am vrut să mă risc, dar uite că ar fi mers să pun vreo câteva bobiță. Văd că la asta nu prea a plăcut, ce-i pe aici? Cred că de la mraniță nu i-a plăcut. Nu știu, asta nu i-a plăcut. Poate până nu se face și el. Topinambur. Ruiniță. Fasolică. Tot din răsaduri. Ceapă periană care totuși s-a prins din aia care am pus-o asta primăvară. Ce
am pus vreo, cred că 3 tăvi, a câte 300 de răsaduri de ceapă perenă, diferite tipuri, dar numai în zona asta s-au prins câteva. Unde a fost mranița de anul trecut, în rest e cam pârplită, săraca. Dar e bună și asta, pentru la primăvară, când încă nu o să avem... Cumva am trebuia să ocup un interval de timp la începutul primăverii, când, de fapt în zona lui aprilie, când prin grădină n-ai mare lucru. Și să avem nutrienți. Stai, sorbe streama. Am mai venit din urmă cu o tură. Am pus acum răsaduri. Vedem ce iese. Acum, cu azi, mai pus o tură de răsaduri pentru grădina pădurii. Când o să mai relaxezi treaba prin grădină, o să-mi fie mai ușor să le transplantez. Bine, multă iarbă pe aici, boroieni, mai aș să-i fac acum, nu pot să fiu pisticul. Oregano, florit, boroieni cât cuprinde, trebuie să-i mai răresc un pic. Asta e încă o tură de rubarbă. Chiar am să tai și am să fac un picuț de dulceață. Nu mai ieșit odată. Le-o tuns mama, le-o cheli bine și au mai ieșit odată. E bună mișcarea. Foarte bună chiar. Tot roiniță. Îmi place foarte mult roiniță, de asta am pus și așa multă. Asta, dacă nu mă înșel, e tarhon. Da, tarhon. Salvie. Porumb rachitic. Columbus, zia mais rachiticus. Salviuța. Ce-o pus, îmi plac foarte mult salvia. O folosesc, cred că, în toate mâncărurile. Înainte era usturoiul pe primul loc, acum e salvia. Tarhon, o crescut foarte frumos. Din nou roiniță. Aici așa. Rubarbă. Deci bine. O chestie cu țepi. O las până mă înțeapă prima dată la fund, când mă plec după tarhon. Asta este un spanac peren, nu știu cum să facem halul ăsta de mare. Am să vă arăt un rând pe care am pus așa, ca să fie, fără număr, fără număr. Și ne simt de mare chiar. Sufocă tot ce în rest. Un fel de buruian acum. Asta e un micuț alun, pus în primul an. Din nou salvie și să mergem la roșioarele din grădina pădurii. Am văzut că roșioarele merg astea șeri. Uite, uite aici. Ai pe bune. Ai crescut într-un afin. Da, săracu, eu căzut frunzele, nu știu ce pățit, da? Dar ce ai făcut la afin, zi drept? Zi drept, ce ai făcut la afin? Așa ziceam că la roșiile șerii e foarte ușor să le transformi în buruieni, așa. Trebuie doar să lași o parte din roșioare să cadă. O să vă mai arăt încă un loc unde au ieșit tot așa, din primul an. Din semințele din primul an, niște roșii de bădărlegi care mi-e plac la nebunie. Și ca gust și ca reziliență, deci e buruiana perfectă. Am să vă arăt acum și locușorul unde o proliferează în continuare. Bă, dar asta o acoperi chiar nesimțit așa. Cred că sunt chiar roșioarele de care vă povestea mea, să vedem. Exact aia. Deci bădârlegi. Asta e un stejorel care chiar nu-i locul tău iau aici. Am să-l mut la toamnă. Succesiunea își cere drepturile. Și ăsta e rândul care l-am făcut acum anul ăsta. Mai văzut ceva. O roșie care dă. Mamă, dar stai că roșia asta e plină de afine. Ați mai văzut așa ceva, da?
O roșie care dă hasmațuchi și afine. Băi, peste aia l-a dus, așa le-am arătat. Deja trec păcadiele. Mare păcadiele. Mamă, le se duci la maică mea că mănânca nesmântâta. Deci, dacă ați mai văzut roșii care dau afine, da? Prietene, care-i treaba? Ce dați-vă, fetele? Ouă sau cărniță? Fără priză, mrei, vă rog frumos, da? Ia să vedem. Da, jupănul, da. Tam, tam, hello. Uite, Nicu, doațu-i. Este deja spregătesc din anii în anii. Asta este cocoș tip cățel. Uite. Știau ce urmează. Mă spui câți poate. Mă retrag cuvintele. Băi, de ce s-a țat de comic? Stai că mai vine una disperată, iau-te așa. Haide, tu te-ai oprit așa, te-ai intimidat, ai văzut camera? Hai că rămâne între noi și YouTube, fata. Uite, mai vine una. Băi, s-a așa de comic, doamne. Parcă-s ăștia când e vreo la Black Friday sau îți au anunț o ofertă de asta, din nerefuzat. Pătile astea vor să intre. Hai că te-ai prins, bravo! Asta în continuare vociferează. Bă, dar nu-i cinstit! Nu, asta este discriminare! Și nu-ți trebuie niciun reality show, că inile astea fac toți banii. Nu fac ouă, dar fac toți banii la divertisment. Lumea este nedreaptă! Da, lor le-ai dat drumul și mie nu! Hai că-i sfârșit s-o prins. Ai un proces de învățare mai lent, fătița. Cioarele s-au mai mânat, mițeluș, dar sunt ok. Astea sunt galbeni, sunt foarte gustoase. Am mâncat deja din ele. Parcă zici că e ananas. Să le curăț frunzele astea afectate și să văd ce și cum. Își revin, dar ei oricum își văd de treaba lor, că sunt destul de adaptate la viață. Astea sunt și din seminții salvate și sunt obișnuite cu condițiile mai haine. Astea chiar face roșii acceptabile. Nu e nicio problemă dacă sunt un pic îmboțite. Nu țin să fie lucioase și perfecte. Mă interesează gustul și nutrienții lor. Aici menta. Da, trebuie să văd ce fac cu ea, că parcă e prea nesimțit. Să vedem, este sărace. Costințelușchi, chinți. Opa, ce avem pe aici? Ce avem aici? Ce avem aici? Trebuie să curăț un pic de frunzele galbene. Pam, pam. Fac glume, așa trebuie să mă uit mai mult atenție. Sunt niște urlubatici. Eu am mai aranjat și căperioarele. Este o căperioară care a descoperit că din nou în grădina asta. Floricică, floricică. Asta o iau și asta merge pane foarte faină. Sau la tigaie, pur și simplu. Mai găsit. Ca un lucru, încă un mititel. Na. Parcă e cam prea mititel, mai las un pic. Asta nu mai face niciun rahat.
Asta apă de pomană, resurse. Captura de țuchieni de azi. Și au fost gustat de Cona Căperioara. Da, e curăț și-i mănânc, nu nicio problemă. Da, au fost cam franjurite astea de ploaie, de ploaie cu gheața. Deci am început să fac păstăi. Am început să fac păstăi și fasolica asta, tot o aștept. Așa, da. Am mai văzut vreo două, dar am nevoie de două mâini, cred că bună. Pui așa, tuflești într-o farfurioară. Știi, e făcut cu niște fasolică. Asta o mai las să mai crească. Dar tot am cules o mână de fasole la propriu. Astea o duc bun, aici. Cheiluțul. Ia să vedem dacă a început să producă domnii țuchinoși. Se pare că nu. Asta e repriza a doua. Vine din urmă. Bărzuca. E așa și așa. Tot o mai prins o ploșniță-ne. Dar nu sunt așa multe aici ca în restul grădinilor. Aici am fentat-o un pic. Asta e un loc nou. Nu știau de el. Le-am prostit. Aici, de acum, cred că trebuie să scoatem cartofii. Mamă, ce-o mâncat căperioara sălățica. Dar văd că începe din nou să revină. Dar tot, a intrat în salată, călcat morcov în picioare. Aici o cam frenjurită plăița. O, ce fain să țin apă în soilul ăsta. Întiud pământul, plouat cu două zile. Ia-ți bost putani. Uite-am plăcit tare și... Aoleu, aoleu, ce ești tu aici, mă? Ce te-am scăpat? Mamă, ce te-am scăpat? Un castraveti ăsta deja gata, e sămânță. Mamă, ce l-am scăpat pe ăsta? Uite, un cartof care face pere. Când v-ați copt, mă? Dar nu v-ați copt. Wow. Ce să știi, fratele meu alb? Ce e ăsta, măi? Ce bostă noi? Mâna mea asta. Când ați apărut, măi, aici, măi? Mamă, dar ce mare-s. Nici nu i-am văzut pe ăștia. Asta că a discos usturul. Mamă, ce moată hală. Să aveți da. Lustele nesc un picuț solul și după aici mai o și plouat și solul mai mare și mai ușor să mă scot cazii cu care mai și plitesc mițeluș. Am mai găsit un usturoi uriaș, deci ăsta e pe un rând din grădina pe care încă n-am apucat să o îngrijim cum trebuie. Abia ăsta e primul an în care i-am pus un pic din braniță. Bine, încă treaba cu buruienile n-am rezolvat-o. Dar e promițător. Usturoiul e un păpăcios. E în categoria plantelor care au nevoie de necesar mari de nutrienți. Mi s-a făcut așa cât jumătate de palmă, înseamnă că treaba e bună. Dă speranțe. O să o scot la capăt și cu grădinuța asta. Uite acum. Dar vreau să vă arăt diferența între un usturoi căruia i-am rupt floarea, deci tija aia floriferă, ăsta, și un usturoi căruia nu i-am rupt tija floriferă și are, asta e tija floriferă, face semințe de acum. La roșioare. Nu așteptat că mai verzui, așa cred că au fost victime colaterale. Deci ăștia sunt cartofi dintr-un cuib, din zona aia de swale. Bițul, stocărul de serviciu.
structură de azi. Ai sus pui cornișor, dar văd că nu ai pus. Tot crize ăștia mari. Eu am pus și cornișor, dar nu a ieșit. Anul ăsta sunt mai îndărătnici. Da. Strică. Uh-huh. Așa, stai să-mi iau o pungă și-mi pun mine azi la vatră. Cred că trebuie să-ți iei o lădiță de roșii. De cât o lădiță? A, mă duc și eu să-mi iau niște buruieni. Am uitat să-mi iau. Da, să-ți dau o pungă? Și bacailan de mântru. Nu, bă, da, prostii. Totuși la capitol locuiesc buruieni. La un micuț truc. La busuioc. Îi luăm vârful. Și din rămurelile astea două o să mai iasă încă una și încă una. Deci o să iasă ori doi. Încă două capete. Mamă, ce muște! Hai, dați intră în toate orificiile posibile. Deci ăsta e un busuioc super fain. Când m-a dat, am zis că e buruian, am zis, hai totuși s-o gust. E mai pufos un pic și are gust de cuișoare. E cinnamon basil, foarte fain. Tot așa, ai rupt capul și el o să fac de aici, din subțiorile astea. O să mai fac încă două ghidușii de astea. Aici, exemplu, asta l-am căsăpit săptămâna trecută și din subsoare de care povesteam au ieșit încă două capete. Am luat și buruieni.